O salut! Cum am venit acasă, vă dați seama că am intrat direct în fiare. Am dat caseta de direcție jos. Am curățat rugina, am găsit ceva rugină pe aici. Am curățat și eu cât s-a putut. Am pregătit niște soluție de asta anti rugină, sau mă rog, convertor de rugină. Dau pe aici, o las o suce și pe care îi dau niște grunt. I-am aplicat o mână de convertor. Aici nu prea cred că văd bine că bate soarele, dar în unele zone a început să lucreze, să înnegrește așa. I-am aplicat. Aici a avut ceva mai multă rugină în partea stângă sub frână, sub asta de frână, sub pompa de frână. Aici a fost mai blând. Așteptăm o țâră să usuce, după care aplic niște grunt protector. Am uitat să vă zic, dar poate ați observat că motorul nu mai are. L-am dat jos, ca să am loc să pot să vopsez mai bine aici. Am pus și astea așa. Astea pentru prinderea farului. Și aici la fel. Urmează să o dau pe parte, să o curăț. A început să negrească asta, să acționeze. Ia uitați, cam așa se vede după puțin timp. Foarte frumos, îmi place cum iese și sunt și mulțumit de rezultat. Acolo încă nu s-a uscat, că e mai în exces. Acolo și aici. Dar nu e problemă, să usucă ea. Am aici caseta de direcție. Astea o să le schimb, după care o să-i fac geometria. Asta e aluminiu, ce să fie, doar murdar. M-am apucat să o curăț cu peria de sârmă. O am și pe asta mai mică. Mai dau și cu asta pe unde nu intră asta mai mare. Asta e puțin mai mare. Curăț aici. Dau protecțiile astea afară. Pac vaselină și cam atât. Asta nu știu cum să verifică dacă are joc sau nu știu. Eu văd că mișc puțin și să mișcă și capetele de bară, adică nu văd să aibă o problemă. Ea este altur, nu știu dacă o fi ceva mai calitate, sece pulsor pe sa, nu știu ce casetă o fi, ea e sigur. Are aici un C4, probabil 2004 barna, nu știu. Sau aici, da, ăsta an 03-2003, probabil. Un mic refresh. Hai să vedeți ce am mai făcut astăzi pe aici. Cam așa arată. Cam asta e. Da, cam așa arată la final. Nu e prea perfect, dar e ok. Cam așa arată. Nu e perfectă, nici de fabrică n-a fost perfectă. Știu sigur. Cam așa arată una negrijită. Săraca asta nu prea a avut soartă bună.
Și asta cam așa arată după muncă. Și cu aripa asta am muncit degeaba la ea, s-o curăț. Cred că e de Conex. Aici nu vine frumos și o să caut alta, că nu pun pe asta pe mașină, că e rea. Și aici are un luft foarte mare. Aici nu se așează, nu se așează, rămâne. Ia uitați. Nu-mi place. Nu vine nici pe asta. Nu vine nici aici. Ăla interior a rămas tot așa. O să încerc să pun niște ceasuri de Logan, să văd dacă reușesc să le adaptez, dacă nu, să iau după aia alt turometru, să-l pun aici. Doar turometru, atât, restul le las pe astea, ale originale. Aici arată cam așa. În încheiere acestui clip, ce vreau să precizez mai mult. Mulțumesc tuturor pentru că am văzut că am ajuns la vreo 52 de abonați și vă mulțumesc foarte mult pe chestia asta. Mulțumesc și celor care au dat like și mai revin în continuare cu alte clipuri, cu ce mai fac la mașină. Mulțumesc și o zi bună tuturor!